Tema, convertizorul de frecvență, conține teoria convertizorului de frecvență, prezentarea convertizorului din seria M-Max, experimente cu convertizorul M-Max. La acționarea unui utilaj cu motor electric se au în vedere următoarele operații care trebuie făcute asupra motorului. Pornirea și oprirea, inversarea sensului de rotire, modificarea turației și frânarea. Aceste operații au nevoie de diverse aparate specifice operațiilor respective, cum ar fi contactoare, reostate, relee, controlere, comutatoare și altele. Electronica de putere face posibilă realizarea acestor operații cu un singur aparat, acesta fiind convertizorul static de frecvență. Se pune întrebarea, la ce fel de motor electric se poate aplica convertorul? Deoarece motorul asincron trifazat funcționează pe baza unui câmp magnetic învârtitor, care este creat în mod natural, acesta poate fi controlat ca amplitudine, frecvență și sens cu ajutorul acestui convertizor. Schema bloc a convertizorului este prezentată în figura 1. Sursă de alimentare de curent alternativ, un redresor, filtru, invertor și dispozitivele auxiliare dacă se face comanda prin calculator, interfața dintre calculator și invertor. Bineînțeles, motorul. Acest convertor face două operații importante. O primă operație este transformarea curentului alternativ prin intermediul redresorului în curent continuu, iar invertorul retransformă curentul continuu în curent alternativ, dar de amplitudine și frecvență variabilă. Ce este un invertor? Invertorul este un convertor static construit cu IGBT-uri, Insulated Gate Bipolar Transistor, care transformă energia de curent continuu în energie de curent alternativ, de o anumită formă, amplitudine și frecvență. Un invertor de tensiune este alimentat de la o sursă de curent continuu. În cazul ideal, tensiunea la intrarea invertorului are o valoare constantă U, ce nu depinde de curentul absorbit de invertor. De aceea, tensiunea trebuie să fie filtrată cu un condensator de capacitate mare. Sursa de tensiune continuă aplicată invertorului poate fi o baterie de acumulatori sau rețeaua de curent alternativ care este legată prin intermediul unei punți redresoare. Fiecare bornă a sarcinii, adică motorul, este legat la două contacte semiconductoare înseriate. Adică fiecare fază merge la între două contacte, care sunt niște contacte semiconductoare, contacte statice. Unul permite conectarea sarcinii la plus, iar celălalt la minusul sursei de alimentare. Perechile KJ, KJ prim, unde J sunt de fapt cele trei faze UV, W, formează un braț invertor. Un invertor monofazat în punte este constituit din două brațe, iar un invertor trifazat în punte este constituit din trei brațe. Este în figura 3. Stările contactelor KI, KI prim, sunt complementare, adică unul este deschis, celălalt este închis. Acest lucru permite circulația curentului prin motor, fără ca tensiunea U la borne să fie pusă în scurt circuit. Un astfel de contact semiconductor se realizează cu un tranzistor și o diodă legată ca în figura 4. Am să acționez motorul asincron trifazat cu ajutorul acestui convertizor de frecvență. Aici este potențiometru pentru modificarea turației, un comutator pentru schimbarea sensului de rotație. Am introdus parametrii motorului în memoria convertizorului, butonul de pornire, oprire. A pornit într-un sens. Reglez turația din potențiometru.
am schimbat sensul de învârtire, micșoresc durația, prin simpla manevrare a potențiometrului și a comutatorului, se schimbă sensul de învârtire și se reglează durația. Oprirea. Pe internet se găsesc manualele de utilizare ale diverselor tipuri de convertizoare. Am să folosesc un convertizor din serie M-Max, un manual de utilizare în limba română. Este foarte util în cazul când se dorește utilizarea lui. Date generale despre convertizor, tipurile de convertizoare, date generale de operare, descrierea componentelor care se găsesc pe convertizor, cum se face instalarea. Aici este schema bloc, cu toate legăturile care se pot face prin bornele pe care le are dispuse pe el. Se vede că la bornele care vor fi notate UVW se montează motorul asincron. Între bornele 1, 2, 3 se va lega potențiometrul prin care se reglează turația. În acest tabel, semnificația acestor borne. Unitatea de comandă este formată dintr-un afișaj cu cristale lichide și o serie de butoane în care se introduc, se modifică, se validează diversi parametri și diverse comenzi cu care lucrează convertizorul. În jurul ecranului, sus, la stânga și jos, sunt o serie de notații. În partea stângă sunt meniurile care pot fi alese. În partea de sus și de jos sunt diverse comenzi care țin de funcționarea convertizorului. Se descrie rolul fiecăruia dintre aceste butoane care se găsesc pe convertizor. Ce reprezintă fiecare dintre aceste comenzi care se găsesc pe descrierea meniurilor MON, vine de la monitor. Ele sunt de la 1.1 până la 1.20. Ele pot fi selectate cu ajutorul săgeților, sus, jos. Se arată unde se leagă potențiometrul pentru reglarea turației. Între bornele 1, 2, 3, între bornele 6, 8, 9, comutator pentru schimbarea sensului de rotație. Este foarte important. Foarte important este ca convertizorul să aibă introduse în memorie datele motorului. Aceste date se introduc prin intermediul parametrilor. Acești parametri se vor găsi la meniul PAR. Totdeauna începe cu P11. Parcurgerea acestor parametri se face tot cu săgețile verticale. Tabelul cu semnificația acestor parametri, toate aceste valori trebuie introduse înainte a folosi convertizorul. Există un capitol despre mesajele de eroare, ele sunt specificate cu litera F. În partea aplicativă care am să fac, am să arăt cum se modifică valorile acestor parametri. Unitatea de comandă a convertizorului, elementele unității sunt un afișaj cu cristale lichide, o serie de butoane. Pe acest ecran se afișează explicit cu semne alfanumerice parametri de stare, mesaje de eroare, mesaje de alarmă. Semnificația butoanelor. Orice modificare a unui parametru, a unei setări, totdeauna se validează cu OK. Oprit, pornit. Pentru a schimba unul dintre aceste meniuri, se apasă tasta Back Reset. Pentru a mări, micșora valori, pentru a naviga prin meniu, se folosesc cele patru săgeți. Cum se navighează prin meniul convertizorului?
În primul rând este necesar stabilirea unui meniu. Aceste meniuri sunt afișate pe partea stângă și ele se referă la ref, specifică valoarea de referință, mon, monitor, afișare, date de operare, par, vine de la parametri. Se stabilesc valorile parametrilor care se introduc în memoria convertizorului. FLT, fault, este o memorie de erori. În partea de jos a ecranului, semnificația acestor câmpuri, învârtire spre dreapta, REV, învârtire spre stânga, IO, referință prin cleme de control. Adică este vorba de input-output. Keypad, referință prin unitatea de comandă. Pe partea superioară a ecranului, ready, pregătit de pornire, run, mesaj de operare, stop, oprire, alarm, mesaj de alarmă activat, fault, acționarea a fost oprită din cauza unei avarii. Pentru alegerea unui meniu din partea stângă, se apasă back. Cu ajutorul săgeților verticale, se alege unul dintre meniuri. Am să mă opresc la meniul par, se validează, ok. Primul parametru din listă este P11. Fiecare din acești parametri are o anumită semnificație. Am să aleg pentru exemplificare parametru care ține cont de turația nominală a motorului. Acest parametru este P7.3. Apăs săgeata. Se vede că ecranul se comută între numărul parametrului și ce valoare are el setat. Acest parametru, 6.3, este frecvența minimă. Este setat 0 Hz. Parametru 6.4 este pentru frecvența maximă. A fost setat 150 de Hz. Merg la parametru 7.3. El indică turația nominală a motorului. Acest motor are turația nominală de 1398. Va trebui să schimb valoarea aceasta în 1398. Ok. Este prima cifră a unităților. Se poate modifica. Cu ajutorul, am să merg cu tasta de jos, că e mai aproape, pe valoarea 8. Cifra unităților, am stabilit-o 8. Cu săgeată m-am dus pe cifra 10-lor, care trebuie să fie 9. Am să modific această valoare, 9. Trec la cifra sutelor, care trebuie să fie 3. Acestea sunt valorile, 1398, se validează, ok. Se vede că în memorie este această valoare la parametru 7.3. La parametru 7.1 este curentul nominal, care înseamnă că este 2,3 ampere. 4 este factorul de putere, 0,85. Acesta are 0,75. Va trebui să-l modific și acest parametru. Cifra unităților este bună, cifra zecilor va trebui să fie 7. Ok. Deci în acest mod se modifică valorile acestor parametri. Să vedem la 7,5. Este tensiunea nominală pentru conexiunea stea. Motorul este în conexiunea stea, tensiunea este de 400 de volți, este corect. În cazul în care am introdus corect toate datele, se poate verifica funcționarea. Pornesc motorul. Reglarea turației din potențiometru. Inversarea sensului de rotire din comutator. Se poate face
inclusiv frânarea. Frânarea este în contracurent. Normal că în momentul în care am comutat inversarea sensului și se apropie de oprire, s-a oprit.